Finalul lunii martie se apropie cu pași repezi, iar problema câinilor fără stăpân se pare că va fi la decizia aleșilor locali suceveni. Dacă aceștia vor aproba proiectul de hotărâre de joi 27 martie, atunci situația se va clarifica. Va exista o asociație care va gestiona capturarea, îngrijirea, adopția sau eutanasierea patrupedelor. În ședința de Consiliu Local de luna trecută am aprobat o asociere cu ProAnima în ceea ce privește sterilizarea, gestionarea acestor câini în adăpost, hrana câinilor și așa mai departe. Am propus și un proiect de hotărâre la fel în ședința din această lună, de mâine, tot o asociere pentru capturarea câinilor, tot cu ProAnima. Sigur că nu vrem să dăm monopolul, cum s-a spune, acestei asociații, dar totuși sunt costuri cele mai mici pentru primărie. Primăria Suceava a primit din partea unor cabinete veterinare propuneri în vederea capturării câinilor fără stăpân, iar ofertele sună amuzant, chiar dacă situația este cât se poate de serioasă. Mai exact, se pune tarif pe kilogramul de câine. Am primit propuneri de la diverse cabinete medicale din municipiul Suceava pentru capturarea unor câini până la 5 kg, spre timp 40 de lei, câini între 5 și 15 kg, 65 de lei, câini mai mari cu o greutate de peste 15 kg, 80 de lei. Deci sume care, evident, nu le putem accepta. Eu, ca primar, nu pot să-mi permit să promovez un asemenea proiect de hotărâre. În urma discuțiilor și negocierilor pe care le-am avut cu cei de la ProAnima, pentru câinii mici până la 5 kg, prețul este 5 lei, pentru câini mijlocii, greutate între 5 și 15 kg, 15 lei, și pentru câini mai mari, greutate de peste 15 kg, 25 de lei, deci prețul e undeva la 30% decât cele solicitate de către alte cabinete medicale.